Cele mai multe cazuri sunt la începutul săptămânii, după zilele de weekend, în care aparținătorii nu vin să-și ridice foarte mulți și atunci se reportează pe ziua de luni. Azi cât de cât e o zi mai liniștită, dar din păcate sunt 26 de decedați și astăzi. Da. Toți nevaccinați. Da? 95-98% COVID pozitiv, restul 2-3 decedați COVID negativ. Situația este gravă. Gravă. Sper să rezistăm, să ducem până la capăt, să nu cădem. Nu neapărat fizic, cât psihic. Pentru că ajung la un moment dat să muncești în gol. Da? Tu eliberezi decedați. Da? De la familie. Dar pe de-o parte îți vin din spital alții și îți ocupă aceleași locuri. Și unde te vină. Sper de asta, zic, sperăm să reușim să trecem psihic peste situația asta, nemai întâlnită, nemai văzută, de generații. Am colegi mai vechi, care nici ei n-au văzut așa ceva niciodată. Este de nedescris. Este de nedescris. Ajungem seara acasă, 5, 6, 7, nu mai contează. Mâncăm ceva, facem o baie și ne culcăm. A doua zi o luăm de la cap. Este o traumă psihică. Dacă nu ne-am odihnit, poate n-am reușit să ducem zilele până la capăt. Trebuie și odihnă. Într-un fel trebuie. Obligatoriu. Lucrând în anumite condiții aici în morgă, lucrăm cu formol și alte substanțe care dăunează organismului și intervine oboseala. Dăunează ficatul, intervine oboseala. Ai nevoie de odihnă. Altceva nu faci, decât când ajungi acasă te odihnești. Cum sunt discuțiile cu aparținătorii? Grele. Foarte grele. Și în momentul de față. Foarte multă lume nu crede. Chiar dacă ruda lui a fost infectată cu COVID și a decedat din cauza asta, tot nu crede. Crede că îi dăm noi, îi scoatem noi de undeva. I-am dat din pix, i-am făcut din pix, avem niște interese la mijloc. Nu știu. Dar tot nu cred. Și vin nevaccinați. Am avut tineri de 35, de 37 de ani, fără alte probleme, doar COVID, fără alte probleme. Și am întrebat soția, unuia de 37 de ani, zic, doamne, dar de ce nu v-ați vaccinat? Și mi-a zis că a trecut odată prin boală, pe la începutul anului, și a zis că trece și a doua oară. A doua oară n-a mai trecut. Este grav, atacă tineri. Și de vârstă mijlocie, și de vârsta a treia, nu contează. Nevaccinați sunt cei care mor. Nu vaccinați. Aici nu sunt fake news-uri. Aici nu e vrăjeală. Ăsta e adevărul. Și realitatea. Știm că a văzut la un moment dat un filmuleț care a fost privat și de către presă. Un filmuleț făcut... Un filmuleț real. De ce ați ales? Un filmuleț real. Filmulețul a fost făcut... ca să ne aducem aminte, peste ani și ani, de această perioadă dificilă care am trăit și pe care multe generații nu au trăit-o nici înaintea noastră, poate nici după noi. Și am zis ca să fie așa, o chestie, să ne aducem aminte peste ce am trecut și cât de greu a fost în perioada aia și cât de bine este în perioada următoare. De asta a fost făcut. Dar era și realitatea la mijloc. Nu a fost făcătură, nu a fost, nu, sacii nu erau goi, nimic nu era goi. Nici aici nu sunt goi, cum se vorbește. După ce vezi atâta moarte în jur, într-o perioadă relativ scurtă, să zicem în ultima lună de zile, s-a întâmplat asta, cum rezistați psihic? Mergeți la psiholog? Nu. Cum comunicați cu familia acasă? Cât de deschiși mai sunteți? Cum vă este viața? Momentan nu avem nevoie de psiholog. Nu, trăim cu speranța că zilele următoare, săptămâna următoare, se va termina totuși cu acest val. Nu avem nevoie, încă nu am căzut psihic și sper să nu cădem. Că dacă cădem, nu mai are cine să mă ocupe aici. Încercăm, cu toată experiența care avem în spate, să ducem la capăt. Să ducem și valul ăsta. Și lumea să înțeleagă
că doar prin vaccinare putem trece peste și ei, și noi, și toată lumea. Nu contează că lucrăm în spitale, fiecare lucrează unde lucrează, ne este greu pentru toți din cauza pandemiei și din cauza oamenilor care au ales să se imunizeze prin boală. Asta înseamnă imunizare prin boală. Asta înseamnă. Da? Mare parte din cei care au ales să imunizeze prin boală și nu prin vaccin au ajuns unde au ajuns. E trist.